După părerea mea, o familie credincioasă trebuie să se raporteze la toate aceste situații cu încredere în Dumnezeu. Și am să explic ce vreau să spun prin asta, dar înainte trebuie să spun și trebuie să recunoaștem cu toții, inclusiv familiile care dorim să ne numim credincioase, dorim să fim credincioase, că în fața oricărei situații dificile din viața noastră reacționăm mai întâi ca orice alt om, reacționăm uman. Frica, dezorientarea, lipsa de sprijin emoțional, nevoia de sprijin emoțional, toate acestea și multe altele ne caracterizează. Chiar dacă ne numim familii credincioase, chiar dacă dorim și ne propunem să fim familii credincioase. Dar este foarte important, după părerea mea, ca peste toate acestea să reușim să reacționăm cu încredere în Dumnezeu. E foarte important și foarte greu. Foarte greu pentru că suntem învățați de mici să avem încredere în noi. Învățăm de mici la școală că putem. Îmi amintesc un manual pe care fiica mea de 10 ani îl avea, mi se pare, prin clasa 1. Știu, pot, reușesc. E foarte bună atitudinea aceasta și cred că e extraordinar că se cultivă această atitudine în societatea de astăzi. Dar prea puțin se vorbește despre știu, pot, reușesc cu ajutorul lui Dumnezeu. Practic, avem nevoie de multă energie interioară, de multă atitudine de abandonare efectiv în mâna lui Dumnezeu, ca să putem să depășim situațiile acestea cu încredere în Dumnezeu. Noi le depășim într-un fel sau altul, cu traume, cu momente mai puțin sau mai puțin fericite sau mai fericite, după caz. Dar în momentul în care ne încredem în Dumnezeu, cu siguranță trecem prin toate aceste situații în modul cel mai potrivit. Nu spun că nu rămân urmări atunci când te încrezi în Dumnezeu, cu siguranță vor fi urmări, dar, pe de altă parte, este foarte adevărat că atunci când ne încredem în Dumnezeu, când reușim să ne abandonăm în mâna lui Dumnezeu, în situațiile prin care trecem, rezultatul este mult mai bun decât atunci când ne încredem în noi, ne încredem în alții, în ce pot să ne ofere în situația dificilă. Mi-amintesc de începutul acestui an. A fost o perioadă complicată pentru noi ca și familie, pentru că am trecut printr-o situație cu siguranță mult mai ușoară decât au avut alte familii, decât au avut alții. Dar mi-amintesc de accidentul rutier pe care l-am avut la început de an, care a marcat poate bună parte din începutul acestui an, 2020. Și pot să spun că a fost dificil să găsesc răspunsuri la tot, dar a fost foarte bine în momentul în care am reușit să abandonez toată situația prin care am trecut în mâna lui Dumnezeu. Ne-am rugat în zilele respective, am cerut ajutorul lui Dumnezeu, ne-am rugat în mod special și pentru fetița noastră, care a fost un pic mai afectată, una dintre cele două, care a fost puțin mai afectată, și vreau să spun că a fost extraordinar să știm că avem alături prieteni care se roagă, că avem alături persoane deosebite care cred în Dumnezeu, care își pun încrederea în Dumnezeu și cer ajutorul lui Dumnezeu pentru noi. Și nu e vorba doar de un confort emoțional, așa cum ar spune poate un psiholog sau un psihoterapeut, care, bineînțeles, este ateu sau agnostic. Eu cred că e o putere reală care vine în viețile noastre, care vine în familiile noastre atunci când ne punem încrederea în Dumnezeu. Pot să spun că am simțit lucrul acesta și pot să spun că din prima clipă în care am trecut prin situația delicată despre care spuneam, am văzut prezența și ajutorul lui Dumnezeu. Cineva spunea, poate dacă Dumnezeu ar fi fost cu voi, nu pățeați ce ați pățit. Eu am spus, dacă Dumnezeu n-ar fi fost cu noi, era mult mai grav decât a fost. Și am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. Și pe lângă încrederea pe care o avem în Dumnezeu atunci când trecem prin încercări, eu cred că e neapărat nevoie să avem răbdare. Răbdare, pentru că încrederea aduce răbdare, aduce în noi așteptare să vedem planul pe care îl are Dumnezeu cu noi, să vedem cum lucrează El și El lucrează, dar să așteptăm în răbdare. Eu cred că nu e important să punem întrebări. Eu
de obicei nici nu-mi pun întrebări. Oare de ce s-a întâmplat asta? De ce chiar eu? De ce? Cred că important e cum reacționăm noi la ceea ce ni se întâmplă. Cum așteptăm în toate călăuzirea Domnului și cum ne încredem, așa cum spunea soțul meu, în tot ceea ce El ne-a promis. Noi, partea noastră e să căutăm împărăția cerurilor. Și apoi restul ne vor veni. Acum, în situația unui copil al lui Dumnezeu, știm că ne așteptăm la diferite încercări. Chiar și boli, chiar și suferințe de altfel. Și răbdarea lucrează în noi și maturitate. Răbdarea aduce cu ea multă pace. Și Dumnezeu niciodată nu o să se lase dator. Întotdeauna ne umple viața cu binecuvântări, doar să ne deschidem ochii să le vedem. Nu știu dacă sunt neapărat o persoană răbdătoare, dar am învățat că în toate aspectele vieții, atunci când am ales să am răbdare, Dumnezeu m-a binecuvântat din plin, neașteptat, mai presus de ceea ce de toate scenariile mele, și îi mulțumesc lui pentru toate.